E 6 dimineața. Am trezit la 6 și un sfert. Era când m-am dus la baie. Eram trează de ceva mai mult timp. Am avut contracții aseară și câteva șase noapte în somn, dar nimic grav, nu dureros sau ceva. Mi-e panică. Mi-e foarte frică. Să mai ok totuși decât ieri, acum. Nu știu dacă îmi revine starea acută de frică de ieri sau ăla a fost valul și acum mă întorc la puterea mea de zi cu zi. Sau sunt eu brava acum la 6 dimineața și pe la ora 9 când ajung la spital o să mă cac pe mine de frică și să încep iar să plâng fără să mă atingă nimeni. Mi-e foarte posibil. Am să simt ceasul să sune la 7 fără 20 și m-am trezit cred că pe la 6 fix. M-am mai foit în pat, e super liniște în casă, de-aia și vorbesc așa încet, doarme toată lumea. Și măcar Teo nu mă aude, câinele. Stă în bucătărie. By the way. Așa arată acum bucătăria. Încă mai avem linia. Mobila nu e gata. Și mai avem multe chestii de făcut. Dar în principiu e parchet. Avem geamul, uși și toate cele. N-am încălzit. 6.40. Sunt curioasă cum arată fetele. Sper să n-aibă probleme. Am îndurat până în săptămâna 36 cât de mult am putut. Săptămâna trecută am făcut niște analize, sânge și urină, mi le-a recomandat medicul și n-au ieșit foarte bine, în sensul că nu am vreo problemă de sănătate, dar sunt niște valuri, sunt un pic date peste cap. Și ce greu, respir și vorbesc în același timp, că nu prea mai pot să fac nimic. Mi-a zis medicul, băi, că am panică cu analizele tale pentru că sunt în risc de preeclampsie. Mă rog, golul e foarte subțiat. Toată burta mea și copiii și tot ce se întâmplă acolo se ține într-un centimetru de gol. Nici ele nu mai sunt în poziția în care erau săptămâna trecută, respectiv capul în sus, capul în jos. Acum sunt amândouă puse de-a latul și una dintre ele este cu fundul în jos. Și în caz de naștere naturală sunt foarte mari riscurile. Complicațiile sunt destul de mari. Și atunci mi s-a zis să nu mai aștept. Analizele mele, valorile mele, sensul de glicemie și toate cele sunt date peste cap. Ele sunt în risc în cazul în care pornește nașterea naturală. Din cauza poziției în care se află, e cam aiurea. Eu nu mai pot oricum să aștept să se declanșeze nașterea naturală, e foarte riscant. Cam asta e ideea. Aș putea spune că cesariana asta este la cald, cum mi-am propus eu, adică să aștept începerea travaliului și să mă duc la spital să mă bage de urgență în cesariană. Pentru că eu de două zile oricum aveam contracții, doar că nu îmi dădeam seama că sunt contracții. Credeam că e doar durerea aia clasică de nu mai pot. O tot aveam în ultima vreme, dar se pare că după ce m-au pus la aparate și m-au făcut niște ecu, mi-au zis, băi frate, tu ai contracții. Și am fost, wow, am fost surprinsă. Și când l-am întrebat pe medic când aș putea să nasc și el zice, și acum, vrei? Adică era la modul, băi, e copt totul, o să naști în momentul ăsta, dacă tu ești aici, te bagă cezariana. Și m-am panicat de tot. M-am dus și mi-a făcut o injecție în short, care m-a durut foarte multe ore după. A fost de mult, n-am mai simțit așa o durere. Și cam atât. Probabil că parte din clipul ăsta o să ajungă în vlogul meu și o parte nu știu exact.
dar vreau să zic că sunt fericită și că nu mă așteptam să am trei copii atât de tânără și sunt bine să plâng. Sunt emoțional, cred că e normal. Babe, te iubesc de mă cac pe mine și pe tine și pe Matei. Sunt foarte recunoscătoare că am ceea ce am și le aștept pe fete cu nerăbdare. Vă aștept să văd cum arată. Vă aștept să venim acasă și vă aștept să ne punem centrală. Că e frig. 647. Yeah! Am venit și noi să ne distrăm și cu aluziva, iau! A venit Rolandinho din America, la Marele Fix. De fapt, a venit din China, după ce a stat acolo o vreme. Frumosul! How are you? I'm good! How is Adi? Does it matter how Adi's feeling right now? Of course it matters! Of course it matters! I just shit my pants! The good thing is that I didn't take any blood samples for you because I hate that. I feel like fainting every time. Aww. Yeah, yeah. Do needles make you yeah, pass out? Yeah, yeah, yeah. Yeah, same. And it's a horrible experience every time I have to face needles. Well, of course they're gonna cut me in half, but at least don't... don't show you. Don't put any needles. What are you scared of most? Recovery. I guess that's the worst. Because now I'm not going to be feeling anything. Yeah. I mean, I'm going to feel stuff, but it's not going to be painful. Yeah. It's like when you go to the dentist and have an anesthesia, you can feel that it's doing something there, but you don't feel any pain. Recovery, not being able to get off bed without any help, and all the stitches and all the... That's rough. Yeah. That's what I don't like. How long is recovery going to be? I don't know, a few more days is going to be pretty painful. Yeah, are you going to be in the hospital for a while? Well, 4 days, with painkillers and stuff. 4 days. You know, people say if men would have given birth, we would have died as a species long time ago. Because you guys die every time you get a fucking flu. If you would have been in childbirth, well, history would have been different. Băi, la 107, dar nu cred că a putut să lucrați atâția, pentru că eu trebuie să mă pregătesc de naștere. Mai bine stați jos, că o să mai ia pe mine câteva minute și după aia o să coboare ei. Păi nu știu dacă coborăm noi. Păi n-am început procedura. La 11 începe. La 11, asta zic. Eu sunt în salon, am un halat pe mine cu... M-am chiloți. Încă nu m-au luat. După ce o să mă ia, o să puteți să veniți. Și am ieșit la recepție și am spus că a venit bunica mea. Și am zis că a venit bunica mea să mă vizite. Gotcha. Este foarte mult. Gotcha. Nu poate să urcă scările. Ies eu, doamne, să s-o vă spun. Hei, Dad! De-ala, să mișire. Copiii au 2600, 2800, uterul e atâta, acolo, un centimetru, zice... Vrei să rămâi să naști acum? Zic, ce? Nu! Mâine, ieri mi-a zis. Da, doctorul, hai, nu naști acum, păi, scăpăm de treabă. Păi și aici, să uitam la ce zice, păi dacă tot ești aici, hai, te fac să naști acum. Zic, nu, mă duc afară, m-am pus în curam, fumat o țigară, zic, ce se întâmplă cu mine? Pățesc, practic, ca data trecută. Asta? Nu, aș fi pățit exact ca data trecută, când m-am dus pentru un control și la monitorizare mi-am început. Mi-am dat. Gata, mergem înăuntru. Dacă nu mă sună nimeni, nici că nu știu ce mă intru. Doamna Câmpureanu, unde sunteți? Câmpureanu. Fără un pula mea. Nu, doamna Câmpean? Nu, Câmpureanu. A, Câmpureanu, haideți încoa. Aaa, frumos. Păi dacă n-am recontat celule STEM, am primit acasă la Regina Maria după câteva luni certificatul la Vădan și Câmpureanu Alina și Câmpeanu Adrian. Mă, măcar dacă creșteați la fel, frate, la Câmpureanu și Câmpeanu. Și Câmpean sau ceva de genul. Mă iau toate alea. Lasă. Să ai domnul cu mâna din brațe.